Discutăm chiar acum acest subiect în direct cu George Kozak, fost jucător de tenis. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața! Avem această situație. Un campion stă blocat în aeroport. Are derogare de la organizatorii turneului Australian Open. Are interdicție însă de la autorități. Vorbim de numărul 1 mondial. Da, așa cum ați zis dumneavoastră, este vorba de Djokovic, declarat cel mai bun sportiv al planetei în 2021 și Australia, una dintre cele mai democratice țări din lume. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o lipsă de comunicare între cei ce se ocupă de Djokovic, manager sau cei care se ocupă direct de vize și de tot felul de deplasări, cei din stafful lor, și organizatorii competiției. Sigur că organizatorii competiției nu pot fi mai presus decât cei ce conduc Australia și cei ce hotărăsc destinele Australiei. Ce este important de remarcat, că, iată, într-o țară democratică, regulile sunt reguli. Indiferent cum te numești, indiferent că ești cel mai bun sportiv al planetei, chiar dacă țara organizatoare, Australia, va fi pusă într-o situație extrem de delicată, în sensul că la sfârșitul lunii începe cea mai importantă competiție sportivă de pe planetă. E vorba de Australian Open. În acea perioadă nu există o altă competiție mai importantă decât Australian Open la tenis. Competiție ce cu siguranță a fost cumpărată de sute de televiziuni în întreaga lume. Deci fără principalul favorit, fără cel mai bun jucător de tenis din lume la ora actuală, fără, să-i spunem, cel mai bun sportiv al planetei 2021, această competiție cu siguranță va avea de suferit. Nu credeți că e mai curând o lipsă de coordonare între organizatorii turneului și autoritățile din Australia, nu neapărat cu echipa? O lipsă de comunicare și de coordonare. Aici s-a produs fractura. Lipsa de coordonare și comunicare între organizatori și între stafful lui Djokovic. Dacă nu va participa Djokovic, să punem și această variantă în discuție, la cine ne uităm la Australian Open? Dispare vedeta mondială. Un tip foarte serios, foarte corect, foarte ambițios, de altfel. Adică și un om extraordinar. Sigur, tenisul, ca și numeroase alte discipline sportive, va trece printr-o perioadă de criză. În ce sens? Pentru că în sensul în care nu mai au acele vedete care să umple stadioanele. În scurt timp, Messi și Ronaldo se vor pensiona și ei, și până Mbappé sau cine va veni să le ia locul, vor deveni cu adevărat vedete care să umple stadioanele sau să țină lumea în fața micilor reclame. Ei, iată că după, să zicem așa, plecarea lui Federer și Nadal, sigur, nu definitivă, dar practic e un jucător extrem de puțin, Djokovic a rămas unul dintre puținele vedete din lumea sportului care încă sunt în activitate cu performanțe deosebite. Ne rămân tinerele speranțe, Medvedev, poate Zverev. Corect, rămân tinerele speranțe, dar tinerele speranțe încă nu au numele atât de grele, nu sunt atât de consacrați astfel încât să fie bătaie pe bilete. Dom'le, vine Medvedev sau mai știu cine să vină să fie urmărit. Deci va trece o perioadă până când acești sportivi vor ajunge, dacă vor ajunge vreodată, din punctul meu de vedere, nu cred că vor ajunge vreodată la nivelul lui Federer, Djokovic sau Nadal. Și cu o carieră atât de lungă. Astăzi, da, corect. Astăzi lumea este împărțită în două. E clar că sunt cei subiectivi. Cei care susțin vaccinul și cei care nu susțin vaccinul. Cei care nu susțin, e clar că sunt de partea lui Djokovic. Cei care susțin vaccinarea, de partea cealaltă. Dar cred că toată lumea clar, își dorește, de fapt, să vadă spectacol și să vadă jucători foarte buni. Mulțumesc foarte mult!